Hei, bună tuturor, dar mai bine zis, bună dimineața și vreau să vă spun că astăzi este dimineața de 8 martie, ziua femeilor, ziua internațională a mămicilor, a bunicilor, a femeilor și a fetițelor, desigur. Așa că, în primul rând, vreau să încep acest video cu sincere felicitări pentru toate mămicile, pentru toate bunicuțele, toată viața, deci să le mulțumim pentru că ne-au dat viață și ne-au iubit necondiționat în tot acest timp și ne vor iubi la fel și în viitor. Vreau să vă doresc multă sănătate, fericire, să fiți împliniți și ca toți copiii voștri. Eu deja mi-am felicitat mămica, dar astăzi eu de 8 martie, să știți, prieteni, că nu stau acasă, dar plec la un concurs, da? La un concurs de canto din Sângerei și m-am scurat undeva la ora 7, acum este și ceva. La 9.20, cum a spus profesoara mea de canto, trebuie să fiu acolo. După și noi ne pornim fratele, mama și eu spre Sângerei. Iar deja când voi ieși din casă, eu vă mai film. Mai exact, eu astăzi voi face un fel de rutina mea înainte de un concurs, concert. Adică, vedeți cum eu mă duc, cum mă pregătesc înainte de ca să înceapă concursul, ce fac eu, cum repet cântecele. Și apropo, acum nu o să vă arăt ținuta în care o să fiu îmbrăcată, dar dacă vreți să vedeți cum voi fi îmbrăcată și ce loc voi lua la acel concurs, urmăriți acest video până la sfârșit. Vă pup! Deci, mama se pregătește, mama, felicitări cu o parte! Mulțumesc! Și fratele meu la fel se pregătește! Apropo, deja am ajuns în Sângerei și plecăm spre Casa de Cultură. Am cumpărat și flori pentru profesoara mea de canto și o floare pentru prietena mea cea mai bună, care va fi acolo și va participa în concurs. Să mâncăm.
persoane. Iar acum noi ne îndreptăm spre Casa de Cultură, pentru că a fost crescut rezultatele. Sperăm foarte mult să avem locul bun. Da, Andreea face daily vlog, da? Da. TikTok. Oh my god, Andreea. Da. Locul 2, găleată Andreea. Deci, dragii mei, cam acesta este finalul minunatului vlog, rutina mea înainte de un concurs. Cam așa, aproximativ, eu fac înainte de fiecare concurs. Și mi-a plăcut foarte mult, această zi a fost foarte, foarte tare, ne-am distrat. Deci am făcut, apropo, și foarte multe TikTok-uri, mă găsiți pe TikTok, Andrei Găleată. Mi-a plăcut foarte mult acest concurs, două inimi în gemene, neapărat voi veni și anul viitor și cu progrese poate mai mari. După cum vedeți, am aici și niște lelele care ne-a dat primarul și pentru că astăzi totuși este 8 martie, ziua internațională a femeii și... Nu știu, trebuie să ne dea ceva flori. Vreau să vă felicit încă o dată pe toate femeile, mamele, bunicile cu 8 martie! Și vă salut de la sânge!